Continuăm povestirea din cartea biblică Iosua, cu ultima parte a capitolul 2. După ce Rahav stă de vorbă cu cele două iscoade, cerând protecția ei și a familiei ei, familia lărgită, primește din partea israeliților făgăduința protecției. Ea însă dorește să fie sigură, punându-i pe cei doi să jure pe Domnul, Dumnezeul pe care ea l-a recunoscut că este stăpânul Universului. Primind jurământul acesta din partea evreilor, cu siguranță Rahav este liniștită și le dă ultimele indicații pentru a se asigura că ei vor fi în siguranță, pentru că, în mod normal, de salvarea celor doi, mai bine zis, de întoarcerea celor doi în tabăra israelită, atârna și salvarea ei și a familiei. Pentru că dacă cei doi nu ar mai fi ajuns în tabăra lui Israel, de unde ar fi știut israeliții de situația lui Rahav? De aceea era implicit interesată Rahav de salvarea celor doi. Versetul 21, după ce primesc angajamente reciproce, Rahav se angajează să nu-i trădeze pe cei doi, ei se angajează să o salveze punând un semn distinctiv, e funia aceea roșie cu care Rahav i-a coborât pe cei doi în afara zidului, funia aceea să fie așezată ca semn exterior. Cei doi, lucrul acesta mă impresionează întotdeauna și nu pot să nu-l subliniez. Cei doi evrei i-au spus lui Rahav: când vei vedea că armata izraelită trece Iordanul și vine amenințător spre Erihon, atunci să nu uiți să așezi funia aceasta cărămizie la fereastră. Atunci trebuie să pui semnul acesta. Versetul 21 însă ne arată cât de mare era credința lui Rahav. După ce și-a luat rămas bun de la ei, de la cei doi evrei, după ce i-a văzut plecând, lucrul urgent pe care Rahav l-a făcut a fost să lege funia la fereastră. Nu să o așeze să pună funia atunci când va vedea armata izraelită. Nu. Dar dacă nu-i va observa atunci, dacă va fi plecată în altă parte, dacă va fi preocupată cu altceva, imediat ea leagă funia aceasta cărămizie la fereastră. Lucrul acesta este foarte important pentru noi, deoarece funia aceasta cărămizie este garanția făgăduinței de salvare. În acest sens, și noi primim făgăduința pe care Domnul Iisus ne-a dat-o, că se va întoarce la noi și ne va lua cu El, pentru că acolo unde va fi El, să fim și noi împreună cu El. Așa ne-a făgăduit în Ioan 14. Ca urmare, noi trebuie să avem asigurarea prin trăire, nu doar prin acceptarea făgăduinței, ci trebuie ca făgăduința aceasta să ne marcheze. Așa după cum funia roșie marca fereastra lui Rahav, la fel, făgăduința întoarcerii Domnului Iisus trebuie să marcheze viața noastră și trebuie să o transforme. Și nu trebuie să așteptăm și să urmărim semnele, să vedem care semn urmează să se întâmple, ce profeție s-a împlinit, ce urmează să se întâmple. Și abia când vom vedea că toate sunt gata, atunci să ne pocăim, atunci să transformăm viața noastră, pentru că nu se va mai putea atunci. Atitudinea aceasta a lui Rahav ne face să o analizăm cu atenție. Și în ocazia aceasta, cel mai mare timp al prezentării, vom vorbi despre Rahav, pe care o putem numi o femeie așteptătoare, așteptătoare a eliberării. Ea se găsește constrânsă să locuiască între zidurile Erihonului, ea nu poate să iasă afară pentru că poarta este încuiată, ea nu are siguranța zidurilor, așa cum o aveau ceilalți, nu se baza Rahav pe ziduri, pe puterea și pe tăria zidurilor,
Singura ei salvare era promisiunea primită de la cei doi bărbați. Și împlinirea acestei promisiuni era sau depindea de ceea ce ea trebuia să facă, de funia cărămizie la fereastră. Ce înseamnă toate aceste lucruri? Ce înseamnă modul în care ea vorbește despre Dumnezeul evreilor? Mai întâi, vedem pe Rahav manifestând credință. O credință care s-a manifestat prin conduita ei. A asumat pericol prin acționare, așa cum a făcut. Aceasta a fost o dovadă de sinceritate a credinței ei. Nimeni nu asumă de bunăvoie o primejdie pentru ceea ce nu ar crede. Sunt oameni care pentru crezul lor au murit. Nu? Deci mă aminte de cel care a spus, e pur si muve și totuși se învârtește. Și omul a fost omorât pentru ideea lui. Motivul pentru care Rahav a procedat așa, plină de credință, a fost cunoașterea care vine în urma auzirii despre Dumnezeu, credința în Dumnezeu. Poate că ni se pare că nu a fost totuși credință, de vreme ce a mințit, de vreme ce a înșelat, i-a derutat pe soldații care urmăreau pe evrei. Și totuși, era cu siguranță o credință care nu avusese parte de prea multe dovezi. Ar fi putut să știe puțin despre Jehova. Însă ea a recunoscut mâna lui în uscarea Mării Roșii și în distrugerea lui Sihon și Og, cei doi împărați de dincolo de Iordan. Descoperim însă empatia lui Rahav. Ea îi primește pe evrei, știind pericolul în care se afla. Atât ea, cât și ei. Mai degrabă însă își riscă viața decât să renunțe la ei. Are toată grija pentru siguranța lor prin prudența ei și sfaturile excelente pe care le dă. Ei aveau considerație nu doar pentru propria ei siguranță, ci și pentru cea a rudelor ei. Aceasta este empatie pură. Trădarea ei față de propriul popor, în circumstanțe obișnuite, ar fi fost păcat. Dar aici motivul justifică actul. Domnul Iisus a spus, oricine va lăsa case sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde pentru numele meu, va primi însuțit și va moșteni viața veșnică. În plus, nici ca o consecință probabilă, nici în fapt salvarea spionilor prin Rahav nu a afectat soarta Erihonului, pentru că mulți o învinuiesc bine, i-a trădat pe cei din Erihon și din cauza aceasta aceia au murit. În realitate, ceea ce a făcut Rahav, ceea ce a spus Rahav evreilor, nu a afectat cu absolut nimic soarta Erihonului, pentru că oricum această soartă a Erihonului, distrugerea Erihonului, nu a fost făcută prin mâini omenești ca Rahav să fie vinuită. Raportul spionilor, deși ar putea furniza lui Iosua informații prețioase, nu a putut duce însă la căderea Erihonului. Pentru că, spuneam, căderea Erihonului a fost realizată prin puteri supranaturale. Atitudinea ei nu a fost rezultatul unei simple frici de succesul izraeliților. S-a datorat faptului că ea a recunoscut pe izraeliți ca fiind sub protecția adevăratului Dumnezeu. Iar acest Dumnezeu urma să pedepsească idolatria și necurăția cananiților. Este posibil ca Rahav să fi știut de ce Dumnezeu a întârziat peste 400 de ani făgăduința să o împlinească urmașilor lui Avraam. Rezistența războinicilor, Rahav știa că va fi zadarnică, atâta vreme cât Jehova le dăduse pământul evreilor. Nu putea fi niciun rău să-și salveze propria ei viață și viața celor dragi din măcelul general. În concluzie, Rahav a fost, într-un fel, primele roade dintre neamuri. Ea a fost îndreptățită prin credință, nu prin fapte, în sensul în care Pavel vorbește despre lucrul acesta. Adică viața ei de până acum nu-i dăduse dreptul la favoarea lui Dumnezeu. Deși lucrarea ei de salvare a spionilor a fost eficientă ca dovada credinței ei. Ea a fost iertată, mântuită, numărată prin
între Israelul credincios și a devenit o mamă în Israel, ca femeie care a fost păcătoasă. Ea a fost un tip al celor pe care Domnul Isus a venit să-i salveze. Pe cei care din morți, în greșeli și păcate, au fost înviați prin harul și prin mila adevăratului Iosua, adică prin harul și prin viața Domnului Isus. S-a încercat să se înlăture stigmatul obiceiului ei, care pentru unii nu se potrivește cu minunile harului. Una dintre cele mai vechi versiuni ale scripturilor iudaice redă cuvântul care descrie bucăturile ei, obiceiurile ei și meseria ei. Și unii o numesc cârciumăreasc, cârciumăreasă. Există un comentator biblic, Adam Clark, care arată că femeile erau obișnuite să aibă taverne și să lucreze în Grecia, în Egipt, în vremurile străvechi. Sunt mulți creștini care o înțeleg pe Rahav ca fiind barmaniță, cârciumăreasă, hangiță. Totuși, este corect să rămânem strict atât la litera cât și la spiritul narațiunii atunci când acceptăm redarea obișnuită și căutăm atenuarea reputației proaste în alte considerații mai puțin discutabile. Este posibil ca printre oamenii din jurul ei, probabil lucrul acesta să nu fie considerat un stigmat în comportamentul ei, pentru că toți erau păcătoși. Poate că a fost probabil o preoteasă a unei zeițe feniciane, consacrată de fapt zeiței ei, care practica prostituția. Însă Rahav este muncitoare, este atașată de rudele ei și se pare că era tratată cu respect de oamenii cu care lucra. Ne aducem aminte că nici soldații n-au intrat buzna în casa ei să-i caute pe spioni, ci au rugat-o să-i scoată ea afară din casă. Oricare ar fi repulsia pe care o simte orice minte pură față de ocupația ei, totuși nu putem evita să observăm că există o mare prăpastie între Rahav, prostituata, și Rahav care spune celor doi evrei: Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Sunt două imagini diferite ale aceleiași persoane. O zeitate a îngăduinței, poftei și viciului o scufundase în adâncimile păcatului. Un nou Dumnezeu însă se ridicase în sufletul ei. Era Dumnezeul milei și al salvării. Era Dumnezeul cerului și al pământului. Pentru noi, a discuta despre Dumnezeul nostru cu altcineva implică adesea o jenă dureroasă. Dar pentru ca cineva să-și schimbe zeița în ciuda tradiției, pentru a fi Nerihon, un credincios singuratic în Jehova, o astfel de schimbare nu a fost deloc ușoară. Totuși, Rahav crede una în Dumnezeul cerului și al pământului, în timp ce ea încă urmează în mod greșit viața, mințind. E remarcabil că această femeie cananită ar fi trebuit să aibă atâta încredere în sfințenia unei promisiuni și a unui jurământ. Este semnificativ că principiile eterne înscrise în inima omului, cele mai degradante condiții, nu le pot șterge complet. Providența divină acționează prin legea naturii umane. Există încredere de ambele părți. Femeia îi întâlnește pe spioni și îi tratează cu o bunăvoință generoasă. Le ia viața lor sub protecția ei. Evreii, în schimb, o veghează, o păzesc și o salvează pe Rahav și viața ei. Este o lecție valoroasă pentru toate timpurile. Întotdeauna sufletul încrezător este de încredere. Iubirea dă naștere la iubire. În sufletul ei, fântânile păcatului au secat. Sufletul ei trece printr-o experiență a curățirii, înainte ca glasul blând să o poată liniști în credință. Rahav este dovada unui suflet trezit. Cum a apărut trezirea aceasta, nimeni nu poate să spună. Aceasta este doar lucrarea Duhului Sfânt. Ne dăm seama că
Cei doi nu au avut puterea de convingere pentru Rahav. Ceea ce au făcut cei doi nu este nimic altceva decât să constate că în Ierihon, Ierihonul condamnat la moarte este totuși un suflet care trebuie să fie salvat. Nu știm cum lucrează Duhul Sfânt, dar știm că influențele externe care pregătesc astfel de schimbări pot fi observate ușor, uneori. Mișcarea interioară, însă, este profundă și subtilă și nu poate să fie văzută niciodată. Știm că Ierihonul se afla pe un traseu al comerțului cu caravane. Atunci era destul de frecventă imaginea și mersul caravanelor între Babilon și Egipt. Așa se auzise despre toate minunile lui Dumnezeu din Egipt, despre mâna puternică și brațul lui puternic cu care scosese afară din Egipt. Distrugerea locuitorilor din Basan, dincolo de Iordan, un popor războinic, păruse prea minunată pentru a fi rezultatul puterii sau priceperii umane fără ajutor. Acestea probabil că au făcut gândurile să fie mai profunde pentru Rahav. Dar poate a fost doar ocazia și informația aceasta nu a schimbat foarte mult. Trebuia să fie avut loc o convingere mai profundă. Și uneori, convingerile acestea profunde se realizează atunci când sunt exprimate. Cred că Rahav n-a avut cui să exprime și cui să facă aceste confesiuni cu privire la credința ei, la convingerea ei cu privire la Jehova. Nimeni, poate, din casa ei n-ar fi crezut-o. Nimeni dintre vecini sau dintre prietenele ei n-ar fi fost interesați să audă așa ceva din partea lui Rahav. Și poate că dacă ar fi auzit, nici n-ar fi dat crezare. Însă mărturia ei, pe care poate că nu a reușit și n-a putut să o spună altcuiva, este exprimată în fața evreilor, care o cred. Și atunci când Rahav exprimă cuvintele, când depune mărturia în fața oamenilor, aceasta produce o transformare mai adâncă, profundă și definitorie. Probabil că se ridicaseră în mintea lui Rahav dubii cu privire la divinitatea Dumnezeirii. Poate că a condamnat viața și condamnarea vieții ei prin cunoașterea și prin înțelegerea lui Dumnezeu, în același timp, în mintea ei, era o confirmare că zeii țării ei trebuie să fie la rândul lor condamnați, pentru că zeitățile la care se închinase până atunci nu au exercitat nicio influență sfințitoare sau înălțătoare, așa cum ea știa și cum trăia în relația cu Dumnezeul nou descoperit al israeliților. Acești zei pe care Rahav îi cunoștea și la care s-a închinat o viață de până atunci, acceptau toate obiceiurile urâte, dar zeii nu inspirau nicio virtute, în timp ce, cu siguranță, comportamentul acestor oameni, prin onoarea comportamentului lor, prin noblețea unei atitudini pe care Rahav n-are cum să nu observe, Rahav îl cunoaște mai bine pe Dumnezeul evreilor prin acești doi oameni, virtuoși, onorabili, respectuoși. Rahav se săturase de cele lumești. Era nelipsită de dorul lui Dumnezeu suficient de curat, suficient de puternic în care să se încreadă. Și acesta era Jehova, era Dumnezeul lui Israel, singurul dintre toate zeitățile la care s-a gândit până atunci. S-a arătat însă și Dumnezeul ajutorului și al milei. Rahav știe, doar Jehova s-a uitat la fața ei. Jehova a atins inima ei. Ca urmare, Rahav este al lui. Nu trebuie să pierdem lecțiile unei astfel de treziri. Ca urmare, atunci când ne uităm în jurul nostru, nu trebuie să disperăm pentru nimeni. Pentru că înaintea lui Dumnezeu orice este posibil. Oricât de neputincioși am fi noi înșine, oricât de dificil ne-ar fi să ne transformăm,
Oricât de multe ori am încercat și n-am reușit, ne-am prăbușit în disperare. Trebuie să știm că Dumnezeul care a început în noi o lucrare bună nu se va opri până când o va desăvârși. Și însuși faptul că ne dorim să fim mai buni este o dovadă că Duhul Sfânt lucrează în viața noastră. Dumnezeu poate să călătorească acolo unde nu vine niciun învățător. Dumnezeu poate să intre acolo unde nu este cunoscut niciun adevăr și se poate recomanda inimilor care par incapabile să-și liniștească temerile. Și așa, aici, în Ierihon, fără călăuzitor, fără învățător, fără niciun însoțitor uman, se ridică la lumina sufletului Dumnezeului Israel, pe care Rahab îl acceptă cu ușurință. Există însă o realitate pe care nu o putem ignora. Amestecul de bine și rău marchează întotdeauna acțiunea umană. Și aceasta este evidentă aici. Trebuie să avem în vedere procesul creșterii. Pentru că un om care îl cunoaște pe Dumnezeu, atunci când îl acceptă, el nu cunoaște tot ceea ce cere Dumnezeu. Cu cât îl cunoaște mai bine, cu cât se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât el descoperă că are atât de multe lucruri de lăsat, de abandonat. Unele sunt mai grele, obiceiuri care au făcut făgaș în sufletul lor, dorințe, plăceri, concepții, valori, toate lucrurile acestea. Însă, în timp ce Dumnezeu le arată pericolul de a le păstra, omul care îl cunoaște pe Dumnezeu și dorește să se asemene cu Dumnezeu va fi din ce în ce mai dispus să renunțe la ele. La Rahav vedem cum credința clară se amestecă cu minciuna, cu devotament pentru Israel. Este asemănător însă trădarea poporului ei. Acuzația de a nu face tot ce poate pentru a-și salva țara este nedreaptă împotriva unei persoane care este convinsă că țara ei nu poate să fie salvată, că orașul ei este pedepsit pentru păcatele sale. Și Rahab știe că Ierihonul este un oraș al distrugerii. De ce s-ar mai lupta pentru el? Poate că lucrul acesta ar fi important să-l înțelegem și noi, atunci când știm că multe din lucrurile pe care le avem nu ne mai folosesc, când știm că toate într-o zi vor pieri, când știm că toate nu sunt ale noastre, ci va trebui să plecăm acolo unde Dumnezeu ne-a pregătit un loc. Ce rost are să mai lupți pentru ele? Ce rost are să le mai păstrezi? Și ce rost are să te chinui păstrându-le valoarea, când știi că în timp ele nu mai vor fi folosite la nimic pentru viața ta, în măsura în care Domnul se apropie și revenirea lui este atât, atât de aproape. Credința lui Rahav vede clar tot ceea ce este necesar să vadă. Ea are ochiul curat, care discerne liniile mari pe care Dumnezeu lucrează și liniile mari pe care se află siguranța și fericirea ei. La început, Dumnezeu arată linii mari. La început, când cineva citește, învață să citească, abecedarul are întotdeauna literele mari. Mai târziu, când copilul învață să citească, literele scad, din ce în ce sunt mai mici. Așa privește Rahav mai întâi pe Dumnezeu, așa îl înțelege, în linii mari, un Dumnezeu al protecției, un Dumnezeu al iertării, un Dumnezeu puternic, un Dumnezeu biruitor, un Dumnezeu care biruie orice zeu. Acum, Rahav privește spre avere, spre posibilitățile materiale și acestea dispar din viziunea ei. Ea vede că toate lucrurile depind de Dumnezeu. Ea înțelege că toată fericirea depinde de hotărârea lui. Ca urmare, credința lui Rahav înfruntă orice pericol în cale. Oare o femeie slabă sau timidă și-ar risca viața așa cum a făcut ea?
Regele Erihonului era mai aproape decât oștirile lui Israel. Era ușor să fie descoperită minciuna. Iar Rahab știa că va muri dacă lucrul acesta se va întâmpla. Dar credința îndrăznește ceea ce nimic altceva nu poate să facă. Cu riscul vieții, ea face alegerea vieții. Inclusiv așezarea acelei funii roșii la fereastră ar fi putut să atragă atenția. Ar fi putut să creeze suspiciuni și bănuieli grave pentru viața lui Rahab și pentru viața familiei sale. Însă credința ei o face să-și aleagă soarta cu poporul lui Dumnezeu. De fapt, ea va spune mai târziu, chiar unuia dintre evreii pe care i-a salvat, acoperindu-l cu plantele de in. Ea va spune, poporul tău va fi poporul meu, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. Așa cum mai târziu va spune nora ei, Rut. Ascunzându-i, ajutându-i să scape, sfătuind apoi pe oamenii aceștia pentru siguranța lor, făcând legământ cu ei, Rut alege partea cu poporul lui Dumnezeu. La aceasta, ea poate fi mișcată mai mult de frică decât de iubire. Dar frica de Dumnezeu este infinit mai bună decât nepăsarea. Și frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Biblia spune foarte clar că faptele lui Rahab, iar nu vorbele ei, au fost cele care au îndreptățit-o. Biblia însă nu elogiază înșelăciunea ei, dar laudă credința ei. La rândul lui, în Noul Testament, apostolul Iacov numește fapta ei o lucrare a credinței. Asta pentru că Rahab și-a riscat viața pentru ca să salveze viețile iscoadelor, datorită faptului că ea credea în puterea și în suveranitatea Dumnezeului lor. Tot așa și pe vremea Domnului, unii din afara comunității lui Israel au demonstrat că au mai multă credință decât cei care erau martori oculari ai gloriei sale. Credința, oriunde se manifestă, este întotdeauna răsplătită, deoarece credința este plăcută lui Dumnezeu. Credința lui Rahab îi va aduce însă un loc de cinste pe două liste remarcabile ale Noului Testament. Lista genealogiei Domnului Iisus Hristos și o altă listă în care se enumără martorii credincioși, oameni care au biruit prin credință, în Evrei, capitolul 11. Pe lista aceasta, o singură femeie mai există în afară de Rahab. Este Sara. Păcatul lui Rahab a fost iertat de îndată ce inima ei s-a întors către Domnul. Credința ei a salvat-o, nu numai pe ea, ci și toată casa ei. Rahab a devenit mama lui Boaz, prin urmare, strămoașa lui David, dar și a Domnului Isus. Un indiciu sugestiv al modului în care harul lui Dumnezeu nu numai că șterge reproșul trecutului, dar iartă și generează un viitor bogat și glorios. Aceasta este lucrarea harului. Oamenii înțeleg prea puțin harul. Iar Biblia vorbește foarte clar. Harul nu este doar pentru iertare. Harul este dat de Domnul Isus și pentru transformare. Harul ne învață să o rupem cu păgânătatea. Harul ne dă și putere să facem lucrul acesta. Harul a fost cel care a dus iertarea lui Rahab. Dar tot harul a transformat-o prin naștere din nou pe Rahab, ca să poată să devină un vas ales de Dumnezeu din care să se nască Domnul Isus. Toate capacitățile care au fost folosite de Rahab în slujirea păcatului, toate devin acum instrumente eficiente pentru neprihănire. Istoria bisericii este plină de astfel de exemple. Ca și în cazul lui Saul din Tars, tot așa în cazuri mai puțin vizibile, Dumnezeu a intrat adesea în rândurile dușmanului, a scos trofee vii ale puterii sale, care de acum înainte au slujit cauzei nobile pe care odată au distrus-o.
Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu o face. O lăsăm pe Rahav așteptând eliberarea cu funia legată la fereastră să fie vizibilă și probabil că în fiecare zi mergea să verifice dacă mai este acolo. Versetul 22 introduce tabloul celor doi. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile până s-au întors cei care îi urmăreau. Cei care îi urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors. Au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua, fiul lui Nun, și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Iordanul este locul care desparte țara șederii în pustiu de țara odihnei. El este imaginea acelui râu fără pod, peste care se află țara mai bună, care este moștenirea dată de Dumnezeu. Întoarcerea spionilor pe care i-a trimis Iosua se face în siguranță și este mare încurajare pe care au dus-o cu ei în Israel pentru a continua intrarea lor în Canaan. Dacă ar fi fost dispuși să descurajeze poporul, așa cum a făcut-o spionii răi pe care i-a trimis Moise, cei doi ar fi putut să le spună ce observaseră ei despre înălțimea, despre puterea zidurilor Erihonului. Puteau să ne spună despre vigilența extraordinară a regelui Erihonului, imediat a aflat că ei au intrat în Erihon. Puteau să spună cât de greu au scăpat din mâinile lui, doar pe baza intervenției lui Dumnezeu. Dar cei doi erau de un alt spirit conduși și cei doi depindeau de promisiunea divină. În felul acesta, l-au animat pe Iosua prin cuvintele lor de încurajare. Faptul că Dumnezeu le-a oferit un prieten atât de bun precum era Rahav într-o țară dușmană, în ciuda mâniei regelui Erihonului, în ciuda căutării urmăritorilor, ei s-au întors în pace. A fost lucrul acesta încă o dovadă de marea grijă a lui Dumnezeu față de ei. Și probabil că cei doi au putut să argumenteze. Dacă Dumnezeu ne-a salvat pe noi din Erihon, cu siguranță Dumnezeu poate să ne salveze pe toți, pe tot poporul. Cel care și-a protejat atât de minunat cercetașii, își va păstra oamenii de război, le va acoperi capetele în ziua luptei. Versetul 24 încheie capitolul acesta. Ei au zis lui Iosua, cu adevărat, Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Dacă privim cu atenție, aceste cuvinte sunt exprimate de Rahav. Raportul lor nu conține decât informația pe care Rahav, dacă vreți, un reprezentant al cananiților, îl aduce, inspirată fiind de Duhul Sfânt, să ajungă până la Iosua și prin Iosua să ajungă la toți evrei. Domnul a dat țara în mâinile voastre, spunea Rahav. Toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Acestea sunt cuvintele pe care Rahav le-a spus lor. Și acestea sunt preluate de către oamenii, spuse lui Iosua apoi. Spaimele păcătoșilor sunt uneori semne sigure ale căderilor. Dacă rezistăm dușmanilor noștri spirituali, cu siguranță ei vor fugi dinaintea noastră, ceea ce ne va încuraja să sperăm că la timpul potrivit vom fi mai mult decât biruitori prin acela care ne-a promis că ne va ajuta. Exemplul lui Rahav, sigur că nu poate să pălească calitatea plină de onoare a celor doi evrei. Pentru că vedem cum oamenii care se întâlnesc și apreciază același lucru reprezintă o dovadă că Duhul Sfânt, același Duh Sfânt, lucrează în inima fiecăruia. Acolo unde este unitate, înțelegere și acceptare cu privire la Dumnezeu, acolo este dovada că Duhul Sfânt lucrează în viețile oamenilor. Același Hristos este cel care impresionează mințile oamenilor care vorbesc și acceptă
ceea ce Dumnezeu a făgăduit. Exemplul acesta este deosebit pe o parte. Pe cealaltă parte, datoria noastră este să privim oamenii aceia care sunt pregătiți de către Dumnezeu. Nu-i cunoaștem. Cu siguranță suntem surprinși când îi vom găsi, pentru că nimeni nu a lucrat cu ei, nimeni nu i-a convins. Dar Duhul Sfânt a fost cel care le-a călăuzit pașii. Duhul Sfânt a fost cel care i-a impresionat. Și atunci când ne rugăm la Domnul să ne conducă la oamenii pe care El îi are deja pregătiți, vom fi impresionați să vedem cât de gata sunt ei să-L primească pe Dumnezeu ca mântuitor, ca mântuitor al lor. Deși poate că nu cunosc atât de multe lucruri așa cum cunoaștem noi, deși poate că Biblia nu este cunoscută de către ei, dar când o vor cunoaște, îl vor iubi pe Dumnezeu mai mult decât ne imaginăm noi. Experiența aceasta o putem repeta fiecare în dreptul familiei noastre, la locul de muncă, între vecinii noștri și acolo unde Dumnezeu ne trimite.